Consilierii județeni au aprobat alocarea 600.000 de lei cofinanțare pentru două proiecte care vor demara în acest an prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Este vorba de un pod peste Valea Craznei, proiect ce va beneficia în 2014 de o finanțare de 500.000 de lei de la bugetul de stat și modernizarea drumului județean 110E Nușfalău-Plopiș-Făget, care va primi 1,5 milioane de lei în acest an de la bugetul de stat. În primul caz, Consiliul Județean Sălaj va pune la bătaie o cofinanțare de 100.000 de lei, iar în cel de-al doilea 500.000 de lei. Sumele necesare finanțării în vederea continuării acestei lucrări în perioada 2015-2016 vor fi cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli aferente acestor ani pe surse de finanțare.